Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Paul Alexe. Astăzi la Constanța News TV avem invitat pe unul dintre cei 15 candidați la fotoliul de primar al municipiului Constanța. Este un om cu o activitate și politică și administrativă foarte bogată. Are experiență, la 26 de ani era primar al Murfatlarului, apoi a fost senator. Dați-mi voie să vi-l prezint pe Marian Vasiliev. Bună ziua, domnule Vasiliev, bine ați venit la noi în studio. Bună ziua, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a purta o discuție. Așadar, sunteți unul dintre cei 15 candidați la primăria Constanței, la postul de primar, cum spunem mai eufemistic, la fotoliul de primar. Și unul dintre cei 4 independenți. De fapt, eu aș spune că sunt 4 candidați la post la fotoliu de primar, pentru că toți ceilalți s-au trecut și pe lista de consilieri. De fapt, asta denotă faptul că doresc să ajungă consilieri, nu primar. La primar, strict pentru funcția de primar, candidăm doar 4. Cele 3 partide, așa zise, mari. Da, deci, și cu mine. Da. Ce v-a determinat să... Nu știu, uneori în viața politică oamenii spun că după ce ai fost senator, ca în cazul dumneavoastră, să te întorci din nou să fii primar poate fi văzut ca un pas în spate. Deși acum vorbim despre unul din orașele mari ale României. Sincer să fiu, nu dau doi bani pe funcții. Și că am fost senator și că am fost primar la 26 de ani și că voi deveni primarul Constanței, funcțiile nu m-au impresionat niciodată. Ținta mea este doar să reușesc să stârnesc, să spun oamenii să se implice. Pentru că noi avem 39%, 40, 45% participare la vot. Asta înseamnă că toate partidele politice din România, din Constanța, reușesc să scoată și să mobilizeze 40% din alegători. Cu regret o spun, parte din cei care votează partide politice merg și votează o siglă, neștiind de multe ori nici cine sunt cei de pe lista de consilieri. Unii votează un partid pentru că șeful lor este de la acel partid și nu vor să-și piardă un serviciu. Dar avem o categorie trecută de multe ori de 60%, o categorie dezamăgită, o categorie care privește în pământ, s-a săturat de tot, s-a săturat de promisiuni și oamenii aceia nu mai reacționează. Pe aceia vreau eu să-i determin, să aibă încredere și să-i scot efectiv din casă. Și pe acei oameni nu poți să-i scoți nici cu promisiuni, nici cu declarații politicianiste. Singura soluție pentru a-i convinge pe oameni este să vii cu proiecte concrete și să-ți asumi răspunderea, cum am făcut eu, în scris, dacă acel proiect nu-l duci la îndeplinire, nu doar pe vorbe. Noi venim cu proiecte, noi propunem constanțenilor. Astea sunt vorbe. Ce vreți să spuneți prin înscris? Voi veni cu 5 sau 6 proiecte de bază, pentru că așa nu, eu nu o să spun niciodată, o să fac curățenie în oraș, o să pun spații verzi, o să montez aspersoare, să ud parcurile. Astea sunt banale și sunt în fișa postului, să spunem. Nu poți să fii primar într-un oraș murdar. Nici nu poți să spui vin să fac curățenie. E ca și când ai spune sunt om și fac duș. Nu poți spune asta. Intră în natura lucrurilor. Și atunci vin cu 4 sau 5 proiecte pentru care dau termene exacte de rezolvare, de îndeplinire și atașez la fiecare proiect demisie înregistrată la notar. Pentru primul proiect am făcut-o, chiar am pus-o și pe pagina mea de Facebook, declarația aceea, și urmează să fac asta și pentru celelalte proiecte la care am dat. Nu ajung la data aia și proiectul nu este îndeplinit, mandatul meu se termină. Spuneți-ne care sunt aceste proiecte. Păi, primul dintre ele, zic eu mereu, proiect ancoră, proiectul de care e pentru sufletul meu așa, este să transformăm primăria Constanța pentru început ca exemplu și poate că devenim un exemplu în toată România și primăriile vor face toate astea, să transformăm primăria în dezvoltator imobiliar. Am zis mereu că un oraș nu se dezvoltă decât dacă oamenii care locuiesc în acel oraș au bani în buzunar. Este logic. Poți să vorbești, aducem investitori, facem povești. Ca să îl dezvolți, oamenii trebuie să ruleze bani. Să
plătească la restaurant, să meargă să mănânce la restaurant și atunci ai sute de restaurante în plus, să se îmbrace și să cumpere și atunci ai reprezentanțe de firme care vând haine, să-și permită agrementul, să spunem, și să existe, cum e parcul Tăbăcărie, de la bărcuțe până la lumea să cheltuie banii pe care să-i aibă mai întâi. Și acum oamenii câștigă bani prin ceea ce fac, un salariu, o mică afacere, fiecare cum își gestionează veniturile. Unde se duc acești bani, în special din buzunarul fiecărui român? În ratele, la ratele de la bănci. De ce au românii rată la bancă? Păi majoritatea românilor au rată la bancă pentru că și-au luat o casă. Este visul oricărui om să-și ia o casă. Ei, momentul ăla a început problema. Când s-a dus să-și cumpere o casă, acel apartament, eu vorbesc de apartamentele de două camere de 50-55 de metri pătrați, nu vorbesc de lux, de apartamente mari, acel, cum să-i spun, baza pentru un trai decent. Când te duci să cumperi un apartament, costă 60.000, 70.000 de euro. De unde să ai 60-70.000 de euro? Și atunci omul recurge la împrumutul bancar pe 30 de ani. El nu știe, Doamne ferește, dacă, uite, pandemie peste o lună, îi se închide jobul peste o lună, rămâne agățat pe viață de bancă, ajunge să nu-și plătească creditele, banca ia casa, începe o tragedie în fiecare familie. De ce asta? Pentru că e prețul ăla de 70. Ce înseamnă 70.000 de euro sau 60.000 la un apartament? De două ori sau de trei ori prețul cu care se construiește. Orice constructor în România astăzi, și nu trebuie să se ia oamenii pe ce spun eu, poate să verifice fiecare. Fiecare acum poate verifica dintre cei care ne privesc cât costă la un constructor să-ți facă un bloc. Și veți vedea că vorbește în jur de 450 de euro, câteodată chiar mai puțin. Pe metru pătrat. Pe metru pătrat. Astfel încât un apartament de 50 de metri pătrați costă, ca și preț de producție, preț de construcție, 23, 24, 25 de mii. Ei, diferența de la 25 de mii la 60 de mii merge în niște buzunare. Câteodată argumentul lor este costă terenul. Păi da, da, terenul de multe ori l-au luat chiar de la primărie. Dovada este dosarul retrocedărilor prin care se cere prin hotărâre judecătorească întoarcerea terenului la primărie. Sunt o parte din ele. Pe unele din ele s-au construit blocuri. Și atunci eu ca primărie, eu ca instituție, dacă am terenul meu, avizele de construcție mi le dau singur. De ce nu construiesc eu blocul ori în regie proprie cu muncitori angajați, ori angajând societăți comerciale specializate în construcții, firme de construcții. Și atunci eu, primărie, înființez o societate comercială al cărei capital este 100% Consiliul Local, deci este tot firma primăriei, iar această firmă preia terenul de la primărie într-o formă de concesiune, iei terenul de la primărie, îl dai societății primăriei, primăria concesionează, angajează constructorul sau angajează muncitori. Asta e de văzut ca rentabilitate dacă putem gestiona. Sau angajează o firmă de construcții, se construiască un bloc. Firma de construcții face apartamentul cu 25.000 de euro și firma respectivă, primăria, cum ar veni, își pune 2% ca orice agent imobiliar ca să pentru că și acea firmă trebuie să aibă oarecare profit și să câștige 200-300-500 de euro pe un apartament. Astfel încât apartamentul ajunge vândut la 27.500, am spus eu, chiar am ridicat puțin prețul asumându-mi răspunderea notarială, pentru că m-am gândit că un teren poate avea probleme, în sensul că are niște ruine, niște construcții, trebuie să demolez, trebuie să îndrept și acolo s-ar putea să fie niște cheltuieli suplimentare care se regăsesc aici. Și n-am spus că îl va fi 23.000 sau 24, am zis 27.500, raportându-mi 500 de euro de costul maxim la 55 de metri pătrați suprafața maximă pe care aș oferi eu și atunci am ajuns la prețul ăsta. Mi se pare chiar simplu, ușor de făcut și suficient până în ajunul Crăciunului să fac primul bloc. Așa cum am ajunul Crăciunului viitor. 2021. Da, din ce spuneți, îmi pare că este oarecum înclinat spre, vedeți un oraș înclinat spre consum. Spre consum ca a doua adică etapă oameni, după exact, ce au bani, că nu exact, poți să consumi dacă n-ai bani. Exact. Vreau să fiu un oraș bogat, cu oameni înstăriți, nu bogați. Nu m-a tentat niciodată bogăția nici pe mine, nici nu mă înclin în fața bogaților. Eu nu vreau să văd bogați în jurul meu, eu vreau să văd oameni prosperi. Oameni care când intră într-un restaurant cu copilul de mână sau într-o cofetărie și spune copilul vreau și o prăjitură aia să nu aibă o strângere de inimă, sau vreau și o papucie aia sau vreau și un tricou, să n-aibă o strângere de inimă că nu-i poate lua copilului. Că nu vreau să văd orașul plin de Ferrari și de mașini scumpe și de toate, chiar nu mă interesează subiect.
Da, vreau să văd un oraș, să transformăm orașul într-un oraș de oameni prosperi care să consume. Evident, omul este poate principala avuție a unui oraș. Chiar este. E fără oameni. Adică dacă ai o comunitate, atâta timp cât ea nu crește sau stagnează sau oamenii încep să plece spre alte comunități sau spre alte țări, spre alte orașe, acea comunitate începe să moară încet, încet. Situație la Constanța? Ceea ce se întâmplă în Constanța, de altfel la Constanța. Tinerii pleacă să studieze în alte orașe, pleacă, sunt foarte mulți. Dacă mergeți prin București, o să fiți șocat de câte mașini cu număr de Constanța sunt. Oameni care au joburi acolo. Cum atrageți oamenii ăștia aici? Ok, un punct este acesta al asigurării unui posibilității de a obține o locuință la un preț rezonabil. Asta este prima, pentru că dacă oamenii au unde să locuiască, vor fi stabili câți constanțeni au plecat în străinătate să muncească pentru a-și putea plăti ratele la casă. I-am pierdut practic pe acești oameni, tocmai în ideea că există specul aceasta imobiliară. Asta ar fi un aspect. Al doilea aspect este schimbarea atitudinii, începând de la autoritatea locală față de cei care produc bani. În momentul ăsta, instituțiile de control din România au atitudinea, mentalitatea de stăpân. Merge ANAF-ul peste agentul, un om strânge niște bănuți și își deschide o croitorie mică. Și lucrează el cu cineva din familie și mai are un angajat. Sau un mic restaurant, acelea de la colț, cafenelele, acelea în care este un singur om cu un dozator. Aș vrea să văd orașul plin de afaceri din care câștigă 3 oameni. Deci afacele micuțe, care dau de lucru și dau o pâine la 2-3 oameni și celor din familiile lor. Asta vreau să văd în Constanța. Mii de mici afaceri. Ce se întâmplă cu micile afaceri? Posibilitatea de a valorifica practic Dumnezeu ne-a așezat undeva. Exact. Dumnezeu ne-a așezat într-un loc mirific. Este cel mai, cum să spun, propice de dezvoltare oraș din România. N-are nimeni în România poziție geostrategică mare, centru istoric înconjurat de la 3 laturi de mare. Deci avem niște lucruri cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și noi ne cam batem joc de toate astea. Ei, și atunci, orașul Constanța trebuie să devină oraș turistic, nu când vorbim de turism, vorbim de Mamaia. Și eventual la Constanța, 3 plaje, tot orașul ăsta trebuie să respire turism. Să găsești suveniruri dughene cu nu știu ce, cafenele turcești, lângă biserica armenească niște lucruri specifice, lângă sinagogă, zona aceea care e prăbușită și sinagoga. Vă dați seama, fac o mică paranteză, venit acum câteva zile cu un cetățean străin și era șocat să vadă catedrala ortodoxă, sinagoga, moscheea, biserica armenească, catedrala catolică, toate în aceeași, într-o rază de 200 de metri. Și am zis, bă, voi sunteți incredibili aici. Și am spus, la noi ideea de etnie nu există decât ca informație. Eu știu că ăla e turc, că ăla e tătar, că ăla este armean, că ăla... Așa că știm. Dar noi nu dăm 2 bani pe asta, că noi ne-am născut aici toți cu entitate unită. Și atunci Constanța asta e unică. Ei, ca să dezvolți asta, să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, omul trebuie, când face o mică afacere, trebuie să se simtă liber. El este liber și a investit puținii lui bănuți într-o afacere și el să se gândească. Nu să intre pe ușă, bună ziua de la ANAF, amendă, bună ziua, vin, cum le zic eu, cruciații parizerului, OPC-ul. A venit OPC-ul în control și circ și televiziuni și calcă pe aia pe picioare, pe banii lor, că oamenii s-au chinuit să facă o afacere. Și vii tu angajatul guvernului, un fel de zeu al controlului și îi calci în picioare. Dar cine sunt instituțiile statului să-și facă asta? Știți că m-am gândit să fac o... Acum, dacă îi greșesc, că mai sunt și cazuri, adică am mai văzut astea cu... Eu nu vorbesc de control, eu vorbesc de atitudine. De atitudinea controlorului. Cel care vine în control la un agent economic trebuie să vină în poziția de bună ziua, am venit să vă verific pentru că dumneavoastră îmi plătiți salariul. Da, trebuie să-mi fac datoria. Nu, ia să văd mă ce ai acolo. Nu ești tu șeful lui, că ești tu angajat pe pile la stat. Și atunci chiar mă gândeam ca primărie, direcția, asta este o altă, pare utopică, dar nu e. În cadrul direcției juridice a primăriei, o să o analizez cu o echipă de avocați să văd cât e de legală. Să creez un compartiment care apără agenții economici din Constanța împotriva abuzurilor reprezentanților instituțiilor de control ale statului. Deci când a venit OPC-ul, ANAF-ul,
Și instituții tot vin la noi în control. 100 și ceva și de agenții. Agenții și la ora 1 vine OPC-ul, la ora 3 vine ANAF-ul, la ora nu știu care. Și îți dau amenzi. Să iei frumos amenzi, să te joci la primărie, tu agent economic mic, și să spui apărați-mă de ăștia. Iar eu ca primărie nu trebuie să țin cu statul. Eu n-am treabă cu instituția statului. Că ăla de la control e pus pe pile de la guvern, guvernul a ajuns și ăla cum a ajuns. Eu trebuie să țin cu cetățeanul de jos, de, care produce în orașul ăsta. Și atunci să creăm o comunitate care se apără împreună de toți. Ei, și asta vreau să spun. Atitudinea asta de control trebuie stopată. Atitudinea de avizare nu trebuie să mai fie ca să-mi iau aviz. Trebuie să cunosc pe cineva la primărie, că altfel mă ține. De ce să cunosc pe cineva la primărie? Dar nu pot să-mi fac eu o cafenea, o, nu știu, cizmărie, o croitorie, fără să cunosc pe nimeni. Tu trebuie să-ți cunoști clienții. Atât trebuie să cunoști tu și să-ți cunoști meseria, că altfel mori, ieși de pe piață. De ce să ai pile? De ce într-o primărie trebuie să fie găști care conduc și filtre? Oamenii nu mai ajung la primar, n-ajung la, pentru că sunt niște găști acolo. Găștile astea vreau să le sparg în 72 de ore. Din momentul în care ajung acolo, s-a terminat cu găștile. Și trebuie digitalizat. Oamenii trebuie să ai cât mai puțin contact cu personalul, cu furia unui funcționar căruia copilul nu i-a reușit la examen, un funcționar pe care îl doare măseaua și care are o atitudine de strică ziua. Tu trebuie să ai o relație instituțională. Vrei să faci ceva, trimiți un mail, ți se răspunde printr-un mail. N-ai nevoie să stai pe la uși. Azi că la noi și ghișeele sunt la nivelul ăsta în care obligă oamenii să se încline. Sau să spună funcționarul, sunt 10 oameni la coadă și spune funcționarul, vă rog să așteptați un moment, mă cheamă șefa. Măi, șefa ta e angajata lor, a celor care stau la ușă. E, asta este simplu de făcut. Și asta schimbă atitudini. Și atunci se va duce din start ideea, Constanța devine un mediu propice pentru afacerile mici. Păstrând afacerile mari, avem șantier naval, avem port, aici e altă discuție. Eu mă refer strict la lucrurile mici. Este clar ceea ce spuneți aici, ne-am lovit cu toții de atitudinea asta, ne-am lovit, cunoaștem foarte bine personal, am prieteni care au deschis afacerea, au închis după o lună pentru că au zis n-am cum să plătesc într-o lună ceea ce mă gândeam că voi produce cam peste 5 ani, să plătesc amenzi sau mă rog sau alte foloase, să-ți dovedești bunăvoința. Exact. Așa. Și atunci au plecat, pur și simplu, au plecat, s-au stabilit în Spania, în Italia, în Marea Britanie. Sunt constanțeni, dar ai noștri foarte bine văzuți acolo, dar aici n-au avut cum să... E tragic pentru că în final duce la distrugerea orașului. Ideea este, de ce credeți că avem acest fenomen? Dar nu numai în Constanța, cred că e generalizat pe România, pentru că eu văd asta din lipsa de competență a celor angajați pe aceste funcții. Eu cred că e mai rău decât lipsa de competență. Eu cred că este indolență, de fapt. Pentru că eu cu incompetenții nu sunt atât de pornit pe incompetenți, pentru că un om bine intenționat care nu știe și nu e competent, că asta înseamnă să nu fii competent într-un domeniu, înseamnă să nu te pricepi la domeniul ăla, să nu știi. Dacă nu știe, dar e bine intenționat, are de unde să învețe. De la colegi, de la, se uită pe internet, citește legea, face ceva, înveți. Eventual în școală. Eventual se duce la școală. Nu știu, eventual școlile, aici o altă, cu ce învățăm noi copii la școală, cu ce învățăm noi copii la și programa și cât sunt ei pregătiți de viață. Și nivelul de ignoranță la care s-a ajuns, sunt atâtea de spus, dar ideea este că indolența, eu cred că indolența a distrus România. Nu e problema mea? Nu e treaba mea. Ați văzut de multe ori se răspunde chiar în scris lucrul ăsta. Urmarea adresei dumneavoastră în numărul, vă informăm că de problema asta se ocupă direcția X. Și îți răspunde. Adică adresează-te. Nu s-a dus el la direcția X și a zis, știi, petentul a făcut cele către mine. Dar omul de pe stradă nu știe ce direcție. Cu el a întrebat. Bă, du-te tu funcționar. Și întreabă colegul și răspunde, am contactat direcția X care se ocupă și vă răspundem următoare. Nu. Și eventual îți răspunde chestia asta în termenul de 30 de zile. Exact. Ca să mai pierzi încă 30 de zile. Și asta este indolență. Asta este indolență. Corect. Cum este indolență și sistemul ăsta care funcționează. Vine un om și face o cerere la primărie. Că vrea să construiască în fundul curții o magazie. Și zice, trebuie să atașați aviz de la pompieri, aviz de la apă, aviz de la monumentele istorice, de la cultură, aviz de la...
și trimiți omul să ia avize peste tot, tu ești funcționarul de la primărie tolănit într-un fotoliu așa și te uiți în dosar. Aveți toate avizele? Ăla zice, cred că da. A, n-aveți de la Asociația Crescătorilor de Arici. Vă mai trebuie un aviz. Mergeți și luați și pe ăla să fie dosarul complet. Dar de ce să trimit eu omul ăla? Și nu zic, ați depus cerere că vreți ceva, eu, funcționarul competent care știe, am nevoie de 10 avize. Pun eu mâna pe telefon și sun eu la pompieri și la apă și la tot și spun, mi-a venit domnul X din cartierul cutare că vrea să construiască o magazie. Dați-mi avizul pentru el. Și atunci o discuție între funcționarii, că și ei la fel sunt. Funcționarii sunt construiți până anume tipic. Dar nu i-aș acuza foarte tare pe funcționari. Că lumea spune, ăia nu fac nimic, te tratează nu știu cum. Capul. Decizia e. În momentul în care impui altă linie, funcționarii se adaptează. Și sunt sigur că în momentul în care mă voi duce acolo și voi impune linia mea, în sensul că eu n-am fost niciodată șef. Eu am avut întotdeauna idei, dar le-am permis. Am încurajat oamenii să se contrazică cu mine. Și după ce se contraziceau cu mine, dacă era mai bună părerea celuilalt, adoptam părerea celuilalt. N-am orgolii stupide să spun ca mine. Nu. Să creezi un dialog. Astfel încât eu spun mereu, am curajul să spun că în poziție de decizie eu nu o să greșesc niciodată. Pentru că niciodată nu o să decid, fără să mă, în funcție de gravitatea sau de complexitatea unei probleme, să mă consult cu 3, cu 5, cu 10 oameni, să sun în toate direcții, să iau opinii, că atunci când iau decizia să știu că m-am consultat cu 30 de oameni care se pricep. Și din 30, 21 au zis așa. Deci e clar că e cam așa. Deci, în sensul ăsta nu greșesc. Nu vezi fi primarul care conduce... Nu. Eu vin cu idei. Jupânul pe moșia lui. Nici vă, dar pur și simplu detest atitudinea asta. Eu o să rămân omul care rămâne registrată. O să mă vedeți cu rucsacul în spate pe stradă, mergând printre oameni, n-am nicio... Știți că e o modă. Acum Clujul e văzut orașul model pentru România. Mă rog, unul dintre ele, dar da, cu referirile cele mai dese. Și cred că nu este întâmplător, pentru că Clujul a adoptat un proiect pe care l-a gândit foarte bine, inclusiv cu oameni care ai Clujului, care au acceptat pro bono să contribuie la această strategie și au făcut o strategie pe termen lung. Exact. De dezvoltare a Clujului și urmează acei pași și nu vorbim despre faptul că înainte cu o lună de alegeri ne trezim că o să facem un stadion, spre exemplu, că care se învârte după soare, care nu știe, dar nu avem nici cea mai mică idee dacă putem să-l facem și cu ce bani și dacă e realist să-l facem. Ei au adoptat, au făcut acest plan realist, cu costuri clare, cu surse de finanțare, pentru că au avut oamenii pricepuți, oamenii competenți, pe care poate i-au plătit mai bine, pentru că și asta este o problemă. Acel funcționar de care vorbiți că e plictisit și îl doare măseaua sau e supărat că nu știu ce a făcut copilul acasă, acel funcționar poate se gândește, bă, frate, dar pentru cele 20 de milioane pe care le iau, mă rog, 2000 de lei pe care iau ca să stau aici, parcă nu mi-aș bate capul. E și asta o problemă? Deși nu ține neapărat de primărie. Da, posibil să fie și asta. Eu o să am o discuție. Îmi place... Nu știu dacă e de bine, de rău, dar pentru place... că ați fost senator. Da. Și bănuiesc că ați avut multe discuții de acest gen vis-a-vis de modul în care putem să motivăm oamenii. Știu că mi-a fost greu inclusiv să ajung senator, pentru că în anul în care am ieșit eu senator, în 2012, a fost singurul an din România în care alegerile au fost uninominale. Pe mine nu m-a pus un partid pe listă și lumea s-a dus, a pus ștampila și m-am trezit în Senat. Eu am avut o bucățică, un colegiu și a trebuit să bat sute de localități să câștig încrederea oamenilor ca să ajungă acolo. Și într-adevăr sunt niște probleme enorme și la nivel central și m-a ajutat foarte mult experiența din Senat. M-a ajutat pentru că ce spun eu acum, de asta spun că nu-mi fac biografia în general, nu-mi fac CV, nu spun ce am făcut eu și ce am fost. Vreau să transform totul în experiență. Adică tot ce am văzut în viață și mai ales tot ce am greșit în viață, vreau să transform în lecții. Pentru că anumite lucruri ar fi trebuit să le fac altfel. Poate ar fi trebuit să am o voce mai puternică în anumite momente. Poate ar fi trebuit
am multe regrete în viața asta, și în plan personal și în plan profesional, și încerc acele regrete și să le înțeleg, să înțeleg situația pe care le-aș face altfel și acum să le fac altfel. Le spun multora că am făcut niște greșeli la 26 de ani când eram primar. Vă imaginați, primar independent, 26 de ani, funcționari care aveau 26 de ani vechime în primărie și să primească ordine. Unii dintre funcționarii din primărie își duceau copiii la școală de mână în generală, alături de mama mea care mergea cu mine și noi eram copii. Și acum copilul ăla venea să-i dea dispoziția acelui om. Normal că nu digerau bine subiectul ăsta. Și atunci am avut niște probleme de adaptare, dar au trecut 25 de ani, între timp am și eu fire de păr alb, am altă experiență, am trecut prin o experiență în stânat, am condus instituții guvernamentale care se ocupau strict de recuper creanțe, și am învățat macroeconomie și acum poți foarte ușor, știți ce ușor mi se pare să spun asta în toate interviurile, în toate discuțiile pe care am, e foarte ușor să fii primar, e foarte ușor, dacă știi niște mecanisme, pentru că proiectele ți le dau oamenii, că tu nu trebuie să faci ce vrei tu, tu trebuie să faci ce vor oamenii. Și atunci, dacă ai idei proprii, cum am zis asta cu blocurile, vin și văd reacția oamenilor la o propunere. Dacă oamenii spun ce bună, cum asta cu, vă dați seama. Oamenii, referindu-ne la generic vorbind, vocea cetății. Nu? Vocea cetății. Exact. Ieșind în stradă, efectiv. Și când vezi că oamenii, prin întâlniri directe, prin mijloacele media, prin toate câte sunt acum online-ul, poți comunica cu oamenii și oamenii spun, e foarte bună ideea asta și mergi mai departe, ție nu-ți rămâne de făcut decât un singur lucru. Îți folosești experiența și cunoștințele tale pe care le ai să transformi dorința lor într-un proiect scris pe care să-l finanțezi. După care, când ai un proiect făcut, aprobat și finanțat, pui tot aparatul propriu al primăriei la muncă, dându-le termene. Ca tu, la rândul tău, să-ți respecti termenul, cum am eu. Pentru că eu am o sabie deasupra capului pe toate proiectele. Până la data de trebuie să termin asta. Nu o să-mi distrug eu cariera și cuvântul pentru că niște funcționari mă sabotează sau că nu vor să fac. Acei funcționari, vă spun pe o emisiune înregistrată, acei funcționari pleacă din primărie. Dar în rest, cred că dacă stau bine și mă gândesc, cunosc funcționarii din primăria Constanța, maxim 3. Dar și ăia așa din vedere. Nu am cunoștințe în primărie, nu am găști în spate ca să am obligații să aduc și să dau funcții. Și atunci eu sunt foarte dispus să lucrez cu mare parte din cei care sunt acolo. N-am nicio problemă, nu vreau să schimb. În toate instituțiile pe unde am fost, n-am schimbat secretară, imediat n-am schimbat șoferi. Nu vin să schimb de dragul de a schimba, că ăia dinainte sunt niște proști și sunt nu știu ce și ai mei sunt niște genii cu care vin eu. Nu există așa ceva. Și atunci nu vin să schimb. Vin să-i pun la muncă pe niște proiecte concrete. Și știți care va fi efectul pozitiv? O să vedeți cât de entuziaști or să fie. În primăria Constanța se va lucra cu zâmbetul pe buze. Da, se va lucra. Greu, se va lucra mult. Că eu impun ritmul ăsta. Eu sunt dispus să lucrez 14 ore, eu sunt dispus să mă implic, eu mă duc primul când se întâmplă ceva și o să le spun tuturor, dacă eu pot, voi ce aveți? Asta va fi ideea. Spuneți-mi, pentru că da, încet, încet timpul trece și zboară timpul. Zboară. Spuneți-mi, vă rog, dacă ar fi să rezumați în 3 lucruri importante, unul l-a spus, un proiect l-a spus, cel cu locuințele, a da șansa oamenilor la o locuință la un preț corect. Da. Care ar fi celelalte 2 pe care le vedeți pentru Constanța? Eu aș merge pe un principiu al nevoilor de bază. Întâi trebuie să acoperim nevoile de bază și după aceea să facem lansatoare de nave spațiale. Întâi nevoia de bază. Nevoia de bază a unui om este să aibă ce să mănânce. Ca să aibă ce să mănânce, trebuie să aibă bani. Să-și cumpere mâncare. Deci trebuie să aibă un serviciu. Să aibă o casă. Și să aibă în casa aceea confortul minim însemnând apă și căldură. Problema, încă o problemă a Constanței, este apa și căldura. Oamenii la 2-3 zile stăteau în frig în case. În contextul în care, atât spun deocamdată, o centrală termică de apartament are randamentul de 97%, CET-ul are randament de 36%. Deci de aici pornim. Și atunci soluția mea, și știu că mai este un candidat care vine cu ideea asta, dar am avut-o și eu în 2012 la locale, după care am plecat în Senat,
el a rămas consilier și a devenit mai cunoscut cu subiectul, dar sunt întru totul de acord, să creezi, cum zic eu, mini-ceturi. Mini-ceturi instalând o centrală de apartament de 50 de ori mai mare. Adică o centrală care să alimenteze 3 blocuri, care blocurile alea au 200 de apartamente. Centrala aia trebuie dimensionată, dar arată în ca ideea de eficientizare. Și atunci la acel punct termic aduc conducta de gaz, iar conducta de apă caldă pentru căldură și pentru călzire va avea 100 de metri lungime sau 200 de metri lungime și va fi nouă. Nu mai vine kilometri întregi pe rețelele radet pierzând. Va fi o problemă care trebuie discutată foarte amplu și de aceea pe ideea de mini-ceturi nu mi-am asumat termen cu demisia, pentru că trebuie întâi să studiez bine această problemă și să o știu din interior. Dar asta este rezolvarea. Nu poți să ai un producător de energie care din start n-are randament, după care și așa la ce produce el cu randamentul ăla mai are și pierderile de pe rețea. Pe care le plătesc, oamenii final. Și plătești, da. Tu vii și plătești subvenții luând practic din banii de dezvoltare a orașului ca să acoperi niște cheltuieli. Tot ce înseamnă risipă în Constanța trebuie să se oprească. Și lucruri cumpărate de 5 ori mai scumpe și tot ce înseamnă ideea de risipă trebuie oprit. Pentru că trebuie făcut cu totul altceva. Spre exemplu, spuneau oamenii, pe unde te duceai într-un parc, nu avem toalete în parc. Dar de ce nu avem toalete? Că le-a ridicat DSV-ul, că DSP-ul, Direcția de Sănătate Publică. Că le-a ridicat, că pandemie. Păi normal să le ridice dacă alea sunt o bucată de plastic infect aruncat într-un... De ce n-ai peste tot toaletele acelea care se spală singure? Cu autocurățare. Păi avem unele de 80.000 de euro. Da. Sau 200.000 de euro le iei pe toate în toate parcurile. Și în momentul ăla zici, băi, cheltui 200.000 de euro, dar am luat, nu știu, 10 din astea, am pus în fiecare parc și am rezolvat problema. Ce complicăm atât de tare lucrurile? Ei, ar fi asta. Deci vorbim de încălzire, vorbim de locuință, vorbim de siguranța oamenilor și când vorbesc siguranță ai două lucruri. În primul rând omul să poată ieși liniștit pe stradă și atunci trebuie un sistem de video, dar nu instalat camere. Aud mereu, instalăm cameră. O cameră nu faci nimic cu o cameră dacă un infractor este mascat și l-ai filmat mascat. Trebuie să creezi un sistem care să permită urmărirea lui de la o cameră la alta. Trebuie acel sistem inteligent. Veneția are așa ceva. Intri într-un loc, comiți o infracțiune, te urmărește pe camere până unde te-ai dus. Deci n-ai cum să scapi. Trebuie un sistem din ăsta pentru... Și mai trebuie ceva. Trebuie să luăm tot ce înseamnă animale fără adăpost de pe stradă. Ideea este, și aici eu sunt un iubitor profund de animale, deci eu în portbagajul mașinii mele am tot timpul mâncare de cățici, de pisici. Și culmea, sunt admonestat de oameni de ce le dați să mănânce. Simplu, pentru că dacă e flămând, e agresiv. Și atunci îi dai la un cățel să mănânce, căci o să muște, că mușcă oamenii. Păi mușcă de foame. Și noi, când e foame, suntem mai răutăcioși. Ei, îi dau tocmai ca să nu fie agresiv. Și mie și milă de el că e un suflet care are foame. Dar el n-are ce căuta acolo. El trebuie să fie într-un adăpost. Aici la adăpost, deja discutăm cu totul altceva. La noi adăpost înseamnă să-i pui o cușcă metalică și să arunci sufletul ăla acolo, care n-are nicio vină. Eu aș transforma acest și sunt dispus să investim și sunt sigur că voi găsi. Am o postare pe net de 24 de secunde în care la începutul stării de urgență am îndemnat oamenii să le dea și lor de mâncare când își umplu coșurile. Are 1 milion de vizualizări, 1 milion de români au rezonat cu îndemnul de a da mâncare unor ființe amărâte. Și atunci avem în România 200.000 de copii care se culcă flămânzi. Foamea trebuie să dispară din Constanța. Deci dacă am casă, să aibă căldură și oamenii să aibă mâncare, am obsesia asta a foamei care nu trebuie să existe. Pentru că este cea mai, dacă îmi permiteți expresia, cea mai de bază nevoia omului să mănânce. După aia vine restul, că e casă, că e... Cum adică să am în România 200.000 de copii care se culcă flămânzi și în România să arunce 5 milioane de tone? Sunt autorul legii privind combaterea risipei alimentare, cât a fost. E legea în care am pus tot sufletul în ea. Să nu mai aruncăm mâncare. Aruncăm 5 milioane de tone de mâncare la gunoi și avem 200.000 de copii flămânzi și milioane de căței și pisici care caută o bucățică de mâncare și mila oamenilor. Nu poți să fii inuman. Și atunci... Asta e lozinca și asta este direcția. Casă, căldură și mâncare. Animalele în adăpost, iar adăpostul, apropo, adăpostul de câini, să zicem, noi zicem câini. Câini, pisici, animale fără... Vreau să-l transform într-o formă, vreau să nu sune ridicol că n-am găsit încă un cuvânt. O să găsesc o denumire. Ca pe o grădină zoologică. În sensul care are parcare, are un parc unde oamenii se plimbe, are niște terase unde stau oamenii la un suc sau la o apă, și are locuri în care poți să scoți căței să te plimbi cu ei.
Și atunci să meargă copiii acolo ca la o grădină zoologică, dezvoltăm și umanitatea copiilor, câinii aceia pot fi adoptați chiar și de oameni care stau la etajul 10 pentru că îi lasă pe teren, dar vin și îi hrănesc, îi scot copiii, se face schimbul acesta de afecțiune între animal și copil și acel loc devine un loc de plimbare sâmbăta, nu un loc care pare un iad, că acolo sunt niște suflete aruncate și nu poți să intri și e păzit ca o cetate. Trebuie să fie foarte deschis, zici, merg în vizită cu copiii la adăpost pe care nu o să-l numi nici adăpost. O să-i zic, nu știu, Ținutul Blănoșilor. Să-i dau o tentă de poveste, o tentă de atractivitate. În asta trebuie să transformăm. Că deviza mea este, și asta o spun cu mâna pe inimă, și este, eu vreau în politică, din Constanța, ca aici, loc, în politica românească, să introduc un singur concept. Umanitatea. Noi nu mai avem milă, nu mai avem compasiune. Ne-am transformat în niște roboți, niște bancomate, cât câștig, cât e banul, cât e... Ne-am imbecilizat din cauza banilor. Cât îmi dai, cât câștigi, nu mai avem umanitate. Și în momentul în care nu ne e milă unul de altul, nu ne e milă de un cățel, și suntem toți niște roboți așa, situația este că ne prăbușim. Și vreau să introduc umanitatea, să rezonezi la durere, la suferință. În asta e, cred că, principala schimbare pe care o vreau să o fac. Că dacă rezonezi la durerile celuilalt, găsești soluții. Am înțeles. Eu cred că un primar, vă spuneam și mai devreme, trebuie să aibă grijă de oameni. E clar, cele trei puncte pe care dumneavoastră le atingeți au în prim plan omul, locuitorul, clar. Și încercarea, poate, nu, de a-l atrage aici, de a atrage noi locuitori, de a atrage oameni care să fie până la urmă forța de muncă, forța care propulsează acel oraș. Motorul orașului, exact. Constanța e un oraș mare. Poate noi îl vedem mai mare decât este, poate unii îl văd mai mic, dar are niște componente. Una dintre ele este portul și foarte pe scurt am să vă rog să-mi spuneți care este opinia dumneavoastră vis-a-vis de port, de faptul că el de fapt e în Constanța, dar nu aparține de Constanța. Și al doilea factor pe care l-ați atins de altfel este cel turistic și nu mă refer numai la Mamaia. Nu. Noi am uitat Constanța. Când vorbim de turism, noi vorbim de Mamaia. Noi uităm Constanța. Pentru că de fapt turiștii, din experiența mea, și am avut ocazia să lucrez în această branșă a turismului internațional, turiștii vor, ok, vor să și stea la o cafea, vor să și intre într-un pub, vor să, nu știu, se plimbe prin centrul unui oraș, vechi de obicei, nu se duc să se plimbe printre blocuri, dar în același timp vor să vadă acele locuri istorice din oraș, acele povești ale orașului. Vor să știe mai multe despre acel oraș. Ori la noi e cam dificil din punctul ăsta de vedere. Ok, deci portul și turismul. Cum vedeți pe scurt că ar trebui să arate lucrurile din acest punct de vedere? Atingând subiectul portului, mă duceți într-un domeniu, cum să spun, oarecum riscant de a spune fix la ce mă gândesc. A fost cândva o propunere ca municipalitatea să dețină acțiuni în portul Constanța. Da. Având în vedere că la acea vreme municipalitatea, conducerea, era suspicionată oricând de interese, de bani, s-a creat un zid. Eu aș vrea să reiau acest subiect, chiar dacă supăr conducerea țării. Pentru că, și nu vreau să spun eu de la Constanța, că parte din acțiunile portului Constanța trebuie să treacă la primărie pentru că așa vrea un primar. Cred că, n-am folosit și nu mai reiau subiectul, dar m-ați întrebat. Eu cred că o să deschid cât de repede se poate un proces la Curtea Europeană, aducând în atenție situația altor porturi europene. Rotterdam, Le Havre, în Franța, foarte multe porturi sunt chiar deținute de municipalitate. Și atunci de ce este discriminare? De ce în Olanda primăria din Rotterdam are acțiuni în port și Constanța n-are voie?
pentru că nu vrea guvernul, Ministerul Transporturilor, un domn care acum ministrul la transporturi din Sălaj vine să hotărască el în Constanța? Da. Am dat exemplu ca idee. Pe scurt, așa, eu știu, concluzia care se trage din a nu da Constanței ceea ce cred că e dreptul ei, e faptul că dacă dăm portul Constanței, atunci 10 județe din nordul țării mor de foame. De ce? Că sunt numai genii acolo, că ni se prezintă primarii din anumite orașe ca și când sunt niște reîncarnări ale geniilor planetei. Păi, hai să vedem, că tot vorbeau ei de regional, că să nu mai țineți minte anumite replici de undeva din zonele alea, le dăm bani la sudiști, le dăm bani la... Lasă sudistul că se descurcă. Dacă am port aici, am șantier naval, pregătește șantierul naval niște contracte imense cu companiile franceze și cu... Hai să arătăm de fapt de unde poate, cum spun eu, sloganul schimbarea României începe la Constanța, în toate punctele, și politic și administrativ. Deci vreau asta, dar ca să fie clar că nu sunt interese ascunse, aș vrea să fac o discuție publică vis-a-vis de participarea primăriei în acționariatul portului Constanța, iar banii care vin de la portul Constanța să nu-i mai distribuie primarul și consilierii cum cred ei, ci să stabilim de la început pe ce se duc. Și atunci spui, din cât încasez 10% merg la construcția unui nou spital de pediatrie, spre exemplu, 10% îi pun în școli, 10% și au suma directă fără să stabilească o echipă dacă am ce facem cu banii din port. Pentru că inclusiv conducerea portului trebuie să înțeleagă faptul că sunt parte integrantă și o să dau un exemplu tragic ca să se înțeleagă ce impact are Beirutul acum o lună, nici măcar. Păi când a explodat în port ceva, a suferit nu știu cine, a suferit orașul de lângă. Doamne ferește, o deversare în port, un incendiu în port, suferă tot orașul ăsta, nu suferă nici Bucureștiul, nici mai sus. Aici se întâmplă totul. Și dacă în caz de risc Constanța suferă, la câștig de ce nu? E foarte logic argumentul ăsta. Și asta ar fi cu portul. Iar implicarea mea ca primar, pentru că în momentul în care ai acțiuni în port, tu te implici direct. Inclusiv acum portul este o formă de fortăreață. În porturile occidentale se poate intra așa. La noi vii la poartă, te legitimează, dar ce este sediu CIA? Ce e portul ăla de atât de păzit și de închis? Inclusiv asta denotă lipsă de deschidere. Cum denotă lipsă de deschidere și toate cartelele alea electronice la uși până ajungi la primar. N-au ce căuta sistemele astea. Ne punem noi că suntem noi nu știu ce scule în orașul ăsta. Asta e cu portul odată, ca să pot să vorbesc. Iar la turism merg pe ideea masivă de a transforma plajele și Constanța în punctul turistic de atracție cu anexă stațiunea Mamaia. Stațiunea Mamaia trebuie să fie o anexă a unei metropole europene. Metropola are turism și are și o anexă, care se numește Mamaia. Nu Mamaia e importantă, ci Constanța, care trebuie, plus că Mamaia trebuie dezvoltată sub o altă formă. Eu aș vedea un paradis de lux Mamaia, nu așa ce e acum. Să o transform într-un Las Vegas, cum glumesc eu, să faci centrul de lux pentru turist, că este și sezonier. Mamaia există 3 luni, 4 luni pe an. În rest, Mamaia e doar un loc în care trecem spre Năvodari. N-are semnificații. Constanța este metropola care, iar Constanța are plaje. Constanța are centrul istoric. Constanța are stradă pietonală care se numește Ștefan cel Mare, unde trebuie să fie reprezentanțele tuturor magazinelor de lux, de modă, de terase, de... Și atunci când creezi asta, pentru că e ținta mea, nu avem timp să vorbim despre toate. Când am un Ștefan cel Mare, stradă pietonală, dar în adevăratul să te simți ca în Viena, când am centru istoric înconjurat de apă, care bate orice centru istoric din România, pentru că oricât ar fi, dădeați exemplu Clujului, Oradea, sunt orașe care s-au dezvoltat și felicit nu un primar sau un consilier, felicit pe oamenii de acolo, pentru că s-au mobilizat. Dacă un primar acolo este bun, înseamnă că oamenii au gândit atunci când l-au ales. Lor, exact. Atunci când l-au ales. Când alegi aici cu capul în jos și zici votez PSD, votez PNL, votez USR, dar nu știu de ce le votez, îți cam meriți soarta. Îmi pare rău să spun așa de dur. Dar primarii sunt, ca și politicienii, fix oglinda celui care îi alege. Domnule Marian Vasiliev, ne apropiem
inevitabil de finalul emisiunii. Sper că cei care ne urmăresc au urmărit cu atenție și măcar i-a spus pe gânduri vis-a-vis de proiectele pe care le aveți, de modul în care vedeți primăria, și vreau să vă rog pentru final să vă adresați lor. Nu neapărat celor care vă cunosc, ci celor care v-au cunoscut acum. Da, și aș să transmit un mesaj așa, exact, direct, uitându-mă, da, la oameni. O să vă rog să faceți pentru prima oară un lucru pe care dumneavoastră nu l-ați făcut niciodată în 30 de ani. Când veți întâlni un candidat într-un parc, pe net, pe Facebook, întrebați-l la orice propune care este data de finalizare a acelei propuneri și care este garanția lui scrisă, eventual o demisie, dacă nu-și îndeplinește propunerea și ceea ce promite el, promisiunea. Cereți garanție scrisă. E ca într-un contract. Dumneavoastră semnați contractul punând ștampila, cel care este parte în contract, respectiv politicianul, nu semnează nimic. Așa că nu mai mergeți pe încredere nici cu mine, nici cu ceilalți. Cereți garanții scrise la tot ce se propune. Și în momentul acela nimeni nu va mai spune de 30 de ani cineva ne minte. Și o să închei, dacă tot mi-ați dat ocazia să mă adresez, cum închei eu întotdeauna, să auzim numai de bine. Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă doresc să aveți succes în ceea ce întreprindeți, chit că veți fi primar sau chit că nu veți fi primar. Dacă nu voi fi primarul Constanței, nici nu voi mai candida a doua oară. Nu vreau să fiu bufon că vin din 4 în 4 ani și candidez și eu. Nu ies acum primar, nu mai candidez niciodată. Este cartea vieții mele. Am înțeles. Da. Deci sper că cei care ne-au urmărit au putut să cunoască o parte a ceea ce gândiți, a modului în care vedeți această importantă funcție într-un orice oraș, mai mic, mai mare, cea de primar, pentru că de la cap pleacă totul. Și poate vom discuta peste o perioadă și vom vedea ce s-a materializat sau ce nu din tot ce am discutat. Mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici punem punct emisiunii de astăzi. Adrian Florea și Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție. Până la proxima întâlnire, toate cele bune!